Este haos pe piața energetică după noile reguli stabilite în coaliție. Milioane de contracte vor trebui refăcute în baza noului preț fix. Executivul urmează să se întâlnească astăzi în ședință pentru a discuta modificarea ordonanței pe energie. Contractele pentru energia electrică ar putea fi refăcute de la 1 ianuarie, cu un preț maxim de 1,3 lei pe kilowattoră pentru cei cu consum mare. Am convenit că vom continua să asigurăm prețul de 0,68 de bani pentru cetățenii care consumă până într-o 100 de kilowați, 0,80 lei pentru cei care consumă până în 255 de kilowați, același preț va fi și pentru cei care consumă peste 255 până la acest plafon, dar ce depășește va avea un alt nivel de plată și este luat în calcul acea sumă pe care ați vehiculat-o de 1,3. Dacă vorbim despre contractele în vigoare, unde prețul este mai mic decât aceste plafoane, nu va exista niciun fel de schimbare. Acele contracte nu vor fi modificate, însă dacă este să vorbim despre prețuri mai mari față de aceste marje, atunci acele contracte vor trebui să fie renegociate, rescrise. Nimeni nu va plăti mai mult de 1,3. Fiindcă aici intervine statul și compensează. Și ați făcut și un... Mai puțin se poate. Are dreptate domnul Stănescu. Contractele care sunt sub acest... Prețurile se ieftinesc, nu se scumpesc. Între 1 și 1,3 lei vor plăti și companiile mici, dar și marii consumatori, în timp ce persoanele vulnerabile vor beneficia de vouchere.